Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, endometrioza, ghidul adolescenților conștienți. Ministrul sportului Eduard Novak prezent în Bacău la campionatul național de gimnastică. Mănăstirea Cașin are proiect de alimentare cu apă prin Angel Salini. Joi 24 noiembrie de la ora 13 la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești a avut loc evenimentul Endometrioza, ghidul adolescenților conștienți. Este primul ghid despre endometrioză din România, dedicat adolescenților, un proiect inovativ targetat pe segmentul de vârstă 13-22 de ani, care vizează educația preventivă a adolescenților în conștientizarea endometriozei. Ghidul este dedicat atât adolescentelor cât și adolescenților. Ghidul poate fi parcurs și de către părinți, aparținători, profesori, cadre medicale, de toți cei care au în grijă adolescenți și care, înțelegând mai multe despre endometrioză, vor putea susține optim tinerele femei. Ca parte din prevenția dedicată endometriozei, acest ghid structurează informații de specialitate despre endometrioză, supervizate de către medici colaboratori, diagnostic, tratament, managementul unui astfel de diagnostic, nutriție, emoții. Venim cu două evenimente în cadrul acelui așa eveniment. Lansarea ghidului endometrioza, ghidul adolescenților conștienți și lansarea filmului documentar despre endometrioză Endodisei. Ghidul este dedicat, așa cum îi spune și titlul, adolescenților, deoarece endometrioza este o boală care nu afectează doar femeile mature. Una din 10 femei din lume are endometrioză, iar la nivel de adolescent 75% din cazurile dintre adolescentele ale căror dureri nu cedează cu niciun fel de medicație sunt diagnosticate într-un final cu endometrioză intraoperator. Noi încercăm prin asociație Eu și Endometrioza să prevenim toate aceste probleme, mai ales că la noi în țară media anilor de diagnostic a endometriozei este încă între 9 și 12 ani. Și atunci am realizat o mulțime de proiecte care să vină în sprijinul conștientizării acestei boli încă din adolescență. Compania mea este focusată pe introducerea pe piața românească a tehnologiilor medicale, să spunem, emergente. Iar endometrioza mi s-a părut o boală prea puțin cunoscută pentru impactul prea mare pe care îl are asupra persoanelor care suferă de această afecțiune. Iar prin prisma activităților pe care le întrețin, sper că putem susține odată aceste campanii de conștientizare, dar și poate o posibilitate de diagnosticare mai ușoară, o trecere mai ușoară a celor care se confruntă cu această afecțiune prin întâlnirea cu boala. Ce vor găsi cei care vor primi ghidul lansat? Ce conține de fapt ghidul? Ghidul este practic un sprijin pentru toți adolescenții aflați la început de drum, nu doar pentru fete, ci și pentru băieți, pentru că endometrioza este o boală care privește în egală măsură și partea masculină. Vorbim despre ciclu menstrual, despre ce înseamnă simptomatologia specifică acestei boli, despre durerile asociate, dar din două perspective. Odată vorbim din perspectiva și pentru fete și odată pentru băieți, pentru că este deopotrivă nevoie ca și ei să înțeleagă cu ce se confruntă fiecare colegă de-a lor și de ce nu, cine știe, poate chiar sora lor, poate chiar mama lor, și atunci este nevoie și adolescenții să știe despre toate acestea. Vorbim despre diagnostic, vorbim despre tratament medicamentos și chirurgical, vorbim despre stil de viață sănătos și cum să
să poți preveni cât de cât această boală, despre importanța vizitelor medicale încă de la primele semne și, bineînțeles, toate aceste informații medicale sunt supervizate de către medicii cu care Asociația Eu și Endometrioza colaborează și pe care unii dintre ei o să-i vedeți chiar puțin mai târziu și în filmul documentar Endodisei. Proiectul este realizat prin bunăvoința Cercului Donatorilor din Italia, GRASP Milano, Global Romania Society of Young Professionals, cu sprijinul doamnei Maia Morgenstern, dr. Florin Puflea și doamnei Salma Iorgu, în colaborare cu Primăria Municipiului Onești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești. Joi 24 noiembrie, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tancoș Barna, au semnat și parafat un nou proiect derulat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Alături de alți 11 primari, am semnat contractul de finanțare pentru nou proiect benefic pentru comunitatea noastră, derulat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Tot astăzi, la Ministerul Dezvoltării am semnat și contractul de finanțare pentru elaborarea în format GISA documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană a municipiului Onești în valoare totală de 919.708 lei, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în informarea de presă. Încă o primărie din județ semnează o investiție prin Angel Salini. După Moinești, Dărmănești, Oituș și Mănăstirea Cașin a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Alimentare cu apă, sursă de apă, aducțiune și stație de tratare. O felicit călduros pe doamna primar Adriana Enache pentru toate eforturile depuse pentru a moderniza localitatea, a menționat deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, care și-a exprimat public salutul vis-a-vis de și de ceilalți colegi liberali care au reușit acest lucru. Mă bucur că primele patru administrații din județ care vor primi finanțări în cadrul acestui proiect guvernamental sunt administrații liberale. Primarii PNL din Bacău dovedesc în mod constant că investițiile sunt cea mai bună cale pentru a rezolva problemele cetățenilor. Investițiile generează dezvoltare, creează locuri de muncă și aduc bunăstare. Aceasta este viziunea PNL și vom continua să o implementăm, a menționat deputatul Mircea Fechet, președinte. Miercuri 23 noiembrie, ministrul sportului Eduard Novac a fost prezent în județul Bacău. A fost vorba de o triplă sărbătoare la Bacău. Practic a fost lansată strategia națională pentru sport. O sală de gimnastică din municipiul Bacău a primit numele dublei campioane olimpice la gimnastică, Monica Roșu, iar ministrul sportului Eduard Novac a fost prezent la Festivalul Național de Gimnastică pentru Toți, Gym for All, care s-a desfășurat la sala sporturilor Narcisa Lecușanu din Bacău. Gânduri pozitive. În primul rând doresc să prezint strategia, să le dau informațiile direct de la sursă tuturor și să aibă încredere că să le transmit încredere că această strategie va fi benefic pentru toată lumea și toată lumea aceasta sportului, începând de la cele 5 ministere care finanțează sport până la autorități locale, toată lumea trebuie să lucreze împreună, doar așa în echipă putem să facem într-adevăr și să obținem rezultate. Și desigur ne dorim prin această strategie să, în afară de o direcție și o linie clară, să aducem și stabilitate dezvoltării sportului și să nu mai pierdem sporturi precum gimnastica sau alte sporturi importante pentru noi. Am avut o săptămână de gimnastică și mai avem câteva zile bune aici. Mă întreb pe dumneavoastră care ați primit informații interesante despre lumea gimnasticii. Ce vă doriți pentru gimnastică, dumneavoastră? Sincer, gimnastica trebuie să revină acolo unde a fost. Eu văd acest lucru realizabil în 10 ani și cu o strategie de infrastructură care există în strategie, cu asemenea acțiuni, cu finanțare, cu tot felul de proiecte care să impulsioneze și să motiveze copiii să vină la gimnastică, eu cred că în 10 ani va deveni una dintre cele mai importante sporturi din România. Nu vreau să monopolizez discuția, mai sunt și colegi care pot să adreseze întrebare. Eu una directă la dumneavoastră. Pe când veți veni la Deva? Nu pentru un concurs de biciclete, ci pentru o vizită la centrul de gimnastică din Deva. Am fost anul trecut. Anul trecut am fost, mi se pare, sau nici nu mai știu, primăvara aceasta. Am văzut Deva. Într-adevăr, este un loc sacru pentru gimnastică, dar eu cred că aceste locuri se pot realiza în fiecare reședință de județ și cred că țara asta poate să ducă mai mult.
Triplă sărbătoare astăzi la Bacău, a fost lansată strategia națională a sporturilor. Astăzi o sală de gimnastică a primit numele Monica Roșu, iar astăzi aici la Bacău, în sala sporturilor Narcisa Leguşanu, are loc această competiție. Da, toate s-au așezat foarte bine. Această sală este un proiect personal pe care l-am pornit anul trecut cu redenumirea sălilor de sport, Narcisa Leguşanu, Doina Melinte, acum Monica Roșu. Cred că este important ca aceste săli să poarte numele campionilor local, deoarece acești copii au nevoie de niște repere, de niște modele și mă bucur că se realizează. Legat de afirmația noastră din discurs, a spus că gimnastica va reveni peste 10 ani. Nu sunteți optimist sau extrem de optimist? Sau? Care ar fi ideea? Nu, eu cred că gimnastica acum este pe un drum bun. Doar trebuie promovare, doar trebuie să deschidem mai multe săli de gimnastică și uitați cum astăzi au venit sau astăzi ieri 300 de copii, deci a dovedit faptul că copiii vor gimnastică, deci doar trebuie să le dăm o sală, activitate și vor veni copii. Dacă vin copii, atunci vor veni și rezultate. Sunt talentați copiii din ziua de azi, în opinia noastră, ce ați văzut în câteva minute astăzi la campionatul de gym for all? Eu ce pot să spun... Noi, România, niciodată nu trebuie să comparăm, să ne comparăm cu Marea Britanie, cu, pe bugete, cu alte țări care au niște bugete consistente. Cred că valoarea noastră, într-adevăr, mare, stă exact în copiii noștri. Deci noi și cu bugete mai mici și cu niște condiții decente putem să aducem campion mondial. Și un mesaj pentru tinerii sportivi. Nu renunțați la visele voastre, fiți campion deoarece merită și este cea mai frumoasă viață să devii un sportiv de performanță. Emoționată și onorată a fost dubla campioană Monica Roșu. Ce sentimente au încercat-o atunci când și-a văzut numele pe sala de gimnastică, aflăm chiar în minutele următoare. O zi cu totul deosebită pentru tine și pentru noi toți, băcăuanii. O sală de gimnastică a primit numele tău. Cum te simți? Așa este, mă așteptam de mult ziua aceasta, mă bucur că a venit. Sunt fericită pentru că după atâția ani, chiar dacă era o formalitate, s-a întâmplat și lucrul acesta ca plăcuța să fie pusă pe sală. Mă simt bine, doar că sunt așa cu un ochi râd și cu unul plâng pentru că mi-aș dori să avem mai mulți copii sau fetițe care vin la gimnastică. Mi-aș dori ca situația gimnasticii române să fie alta, dar, cum am spus mai devreme celor aflați în sală, speranța nu moare. Sper. Și ești exemplu viu că se poate! Clar, nu doar eu. Bine, sunt sportivi, da, se poate, atâta timp cât avem voință, cât ne dorim, cât muncim și cât înțelegem pentru ce ne aflăm acolo, care e scopul nostru, se poate. Cu ce sau ce sentimente te-au încercat când ai văzut numele tău acolo pe plăcuță? Sincer, așa, din inimă. Multe, a fost așa, pe repede înainte, că am ajuns cumva ultima, recunoștință, mândrie. Emoție? Clar, emoție, nu, nici nu încape îndoială. Sunt lucruri pe care un copil, dacă dau în urmă cei 18 ani, poate nu le conștientizam. Nu știam toată grandoarea lucrurilor ce s-au întâmplat. Dar acum sunt mândră, abia aștept să mai crească fetița, să îi pot explica, să îi pot arăta și de ce nu să o îndrum pe calea sportului. O perioadă ai activat sau să zicem ți-ai desfășurat antrenamentele și la Onești și când spunem Onești, spunem Nadia. În opinia ta, mai există Oneștiu sau mai e ca pepinieră de talente? Ce părere ai? Trebuie să fie. Pentru mine Oneștiu are o însemnătate aparte. Acolo au fost primii ani, mi-a plăcut, m-am simțit bine, îmi doream să ajung în sala în care Nadia a început gimnastica. De ce nu? Avem câteva centre în țară care ar trebui să rămână emblema gimnasticii românești, iar pe lângă aceste centre consacrate să facem, să mai dezvoltăm și altele, să avem, să poată ajunge cât mai mulți copii din toate părțile țării. Puștoaica ta, acum pe final așa de interviu, puștoaica ta e, să zicem, atrasă de gimnastică, e micuță deocamdată, dar experimentăm așa cum este. Este micuță, dar pot să vă spun că face tumba singură de pe la un an.
stare. Acum vedem, deci dacă există. Potențial există, vom vedea pe viitor. Nu vreau să pun presiune, nu, clar îi voi arăta și voi, dacă vrea să învețe anumite elemente de bază, voi fi mentorul ei, dar ea va decide ce vrea să facă. Numele Monica Roșu în gimnastică spune foarte multe, va fi o presiune foarte mare pe umerii ei când va crește. Aș vrea să nu, aș vrea să se cumva debaraseze de tot ce a făcut Monica Roșu, mama ei, și să-și facă propriul nume, indiferent că vorbim de gimnastică sau alt sport. Are nevoie și va avea nevoie de încredere, de susținere, eu voi fi în spatele ei, indiferent de ce decizie va lua. Și acum aducem la toți sportivii un mesaj de la campioana Monica Roșu. Ce le-i transmite tinerei generații? Tu, pentru că avem nevoie de modele și tu ești pentru tânăra generație un model viu în carne și oase. Foarte multe nu aș avea să le transmit decât să creadă, să-și dorească și să ajungă să viseze. Pentru că așa cum am visat eu acum mulți ani în urmă, când am pășit prima oară în sala de gimnastică, nu mi-a dat nimeni nicio speranță sau nu s-a gândit nimeni că voi ajunge campioană olimpică, dar cu timpul l-am sperat, am muncit și s-a îndeplinit visul. Și o ultimă întrebare, am zis că e ultima, dar acum e ultima. Ai văzut câteva copile extrem de talentate, extraordinar de bune, pasionate, nici nu mai știu să mai găsesc cuvinte de laudă la adresa lor. Cum le vezi tu? Mă bucur că le-am văzut așa și chiar le spuneam când le dădeam medalia că trebuie să fie fericite, să fie cu zâmbetul pe buze și să facă cu plăcere tot ceea ce fac. Dan Grecu, unul din cei mai talentați sportivi români din 1974, a devenit primul campion mondial al României la gimnastică artistică și a fost numit sportivul român al anului. Dan Grecu a concurat la Jocurile Olimpice din 1972, 76 și 80 și a câștigat o medalie de bronz în 1976. Acesta a trebuit să se retragă de la Jocurile Olimpice din 1980 din cauza unei rupturi musculare susținute pe inele. Pe lângă medalia de aur din 74, a câștigat două medalii mondiale și două medalii europene pe inele. S-a retras din cauza rănilor la umăr și la biceps suferite în timpul antrenamentelor, în timp ce se pregătea pentru Jocurile Olimpice din 1980. Ce crede acesta despre gimnastica românească, aflăm chiar în minutele următoare. Eu mi-aduc aminte cu plăcere că am concurat în sala asta. Acum cât timp? Nu mai știu. Oricum, emoțiile probabil au fost la fel de mari când ați intrat în această sală ca atunci, nu? Absolut, absolut. Și noi și acum e neschimbată, e puțin mai aranjată, mai cochetă. Cum mi s-a părut competiția? Frumoasă, frumoasă, dar din păcate foarte puțin copii. Public, nu? Foarte puțin copilași. Discutăm cu domnul viceprimar, ne-a spus că după 20 și ceva de ani de absență, iată că gimnastica revine în municipiul Bacău, în campionat. Așa este, mare lucru. Mare lucru și sperăm să mai facem, de ce nu? E doar începutul. Tinerii din această sală, cum vi s-au părut? Sunt extraordinar de buni? Da, chiar dacă sunt puțini, sunt buni. Bunicei mai au încă de lucru, dar e bine. Suntem pe drumul cel bun, dacă este, sigur, să zicem așa. Deci va reveni gimnastica, în opinia dumneavoastră, la acolo unde este locul în top? Pentru că după Nadia, nu știu, mai greu să ne mai revenim așa, sau au fost cât și când vârfuri. Așa este și eu mă gândesc cu teamă la viitor, neavând în spate o bază de unde să vină masă, că de asta am fost puțin îngrijorat din cauza lipsei sportivilor. Nu neapărat a publicului, publicul cât a fost. Prezent. Asta este, sigur că da. A aplaudat. Sigur că da. A suferit așa, a avut emoții la fel ca și cei care evoluau. Absolut și sunt convins că le-a și plăcut. Așa este. Un mesaj pentru gimnastică, pentru că până la urmă sportivii au și nevoie și de încurajare, nu? Sigur că da. Așa cum suntem noi puțini, putem face treabă. Și să vină la gimnastică, asta ar fi cel mai important de spus. Sigur, sigur că da. Copiii să vadă și să le placă să facă gimnastică, asta e cel mai important. Dacă ar fi să facem o analiză, în opinia dumneavoastră, care a fost cel mai bun astăzi aici? Păi sigur, dacă luăm de la juniori. Da, de la juniori. Cei mari. Da. De la juniorii cei mari. S-a remarcat Nicola Sarcă, care e de excepție, da.
bun, foarte bun, da. Foarte bun. David Puicea de la Steaua, care și el la fel de bun, Norbert Marcu de la Lugoj. Deci avem speranță, avem, asta avem speranță de la Reșița iarăși copilaj bun. Iar de la cei mici? De la cei mici, din păcate, chiar că au fost puțini, însă s-a remarcat cu totul deosebit. De departe, s-a remarcat de departe. Sigur că da. Alexandru Urzică. Este un fenomen, nu știu, pare așa curaj și de o stăpânire de sine excepțională. Așa este și el face mult mai multe elemente pe care nu le-a arătat încă. Eu l-am văzut. Sigur că da. Vineri 25 noiembrie de la ora 13 la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a avut loc un eveniment cultural dedicat scriitorului oneștean Vasile Groza, tatăl cunoscutei interprete de muzică ușoară Loredana Groza. Moderatorul evenimentului a fost fratele artistei, este vorba de Cristi Groza. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Astăzi la Onești a fost o mare sărbătoare, mai ales pentru mine, cât și pentru cei care au venit cu drag la această întâlnire. M-am bucurat de o prezență, să spun, de la copil până la pensionar. Deci au venit toți prietenii, toți cunoscuții și necunoscuții pentru această sărbătoare. Sărbătoare care a cuprins, în primul rând, lansarea cărților, celor 8 cărți scrise în 8 ani de zile, câte o poezie pe zi, aș putea să spun o mândrie a activității mele literare, în care am cuprins în conținuturi celor 8 cărți toate categoriile de oameni, copii, tineret și bătrâni, animale și tot ce există în natura noastră. Dovadă că am făcut această operă cu drag. Dar pentru toată treaba asta a venit bomboana de pe colivă, cum ar veni, a venit această veste de a fi cetățean de onoare a municipiului Onești. Vreau să spun că aici mi-am format familia, aici mi-am crescut copiii și i-am crescut cu demnitate. Aici, întotdeauna când am întâlnit cuvântul Onești, am tresărit, pentru că, știți, sunt perioade în viața omului când nu trebuie să le uiți. Onești nu-l pot uita niciodată, este ca și satul meu. Aici, deci, mi-am format eu viitorul. Și pentru asta mulțumesc conducerii orașului și colegilor mei din Consiliul Municipal, unde inițial am fost și eu, dar am renunțat la acest post. Mulțumesc pentru votul care mi s-a acordat și pentru atenție, și pentru viitor promit să fiu la fel de responsabil și, dacă dă Dumnezeu sănătos, să continui ceea ce fac. Cu tot dragul vă iubesc și vă mulțumesc pentru atenția și la mulți ani tuturor celor care m-au ajutat. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 26 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de -1, -2 grade Celsius. Duminică 27 noiembrie, vremea va fi rece și umedă, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei nu va trece de valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 0 grade Celsius. Luni 28 noiembrie, vremea se menține în continuare rece și umedă, sunt posibile ploi amestecate cu zăpadă. Maxima zilei va ajunge până la valori de doar 4 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la -1, -2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.